Inițial am cunoscut marea pictură a lumii și marea pictură a țării mele prin reproduceri, prin primele cataloge văzute la profesorii de la Cluj, pe care încă nu-i puteam atinge, pe care încă nu-i puteam decât, nu puteam decât să visez că le voi fi vreodată elev sau student datorită situației mele materiale precare. Apoi am văzut marile muzee ale noastre, unde instantaneu m-am îndrăgostit de Ion Andreescu, pictorul melancoliei, a singurătății și a nostalgiei neamului nostru, și pictura înălțătoare a lui El Greco, pictorul lumii acesteia, un pictor care nu a vrut niciodată decât să zboare și să ducă în înaltul cerului culoarea, lumina și substanța omului. Omul născut din lumină, din iubire, e exact pictura lui care se înalță peste secole, se înalță pe bolta cerului și nu are niciodată limite. Între cei doi maestri ai țării mele, ai picturii românești, Andreescu și El Greco, un maestru al lumii întregi, pictura mea a devenit un fel de altar, un fel de simbol, un fel de jertfă pe care nu mi-am contenit niciodată să o dărui. Care este raportul între jertfă și actul creator? Creația însăși e o jertfă și poate e chiar o jertfă sublimă, pentru că nu poți să te împlinești nedând, nedăruind. Actul creației constă în a lua semințele ce ți-au fost dăruite, a le uda, a le crește și a le dărui apoi seminilor tăi.